ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou videoclip și dorim să vă mulțumim pentru că am făcut 11.000 de vizualizări pe videoclipul cu Shane. Iar astăzi dorim să facem Ghicește vedeta. Să vedem cine ghicește mai multe vedete. Începe eu? Mhm. Așa. Andreea Bostănică. Nu-i corect. Faci două și fac eu două sau? Nu, eu le fac pe toate. No, bine, Iorga. Ia. Michael. Jackson. Nu, nu știu, normal că știu. Ia, am văzut în ochi. Billy. Pe bune. Shelly. Pe bune. Trebuia să facem unul și unul, da? Mocanu. Video asta se termină mai repede decât credeam. La mine, din puiabi. Marilu! Dar de ce știi? Nu vreau să văd ce e acolo jos. Velea. Dorian Popa. Dar nu puteai să folosești tu mai grele? Păi nu cunosc. Doamne, ce ușoare. Atât? Păi 10, mi-a terminat ora în 2 minute. Nu, bine, de... Nu mă mai joc. Dar nu puteți să folosești tu mai greu. Păi nu cunosc, eu nu mă uit la... Dar băi, nici eu. Na, hai să începem, hai că începem cu cea mai grea. Nu, bine. Vrei să-ți arăt și cealaltă? Am făcut... Ceva din partid? Da. Udrea? Da! Uite-o, frumoasa. Ce prostie, păi eu din zi cunosc pe ăștia. Păi da, eu am pus chestii care să fie și mai greuțe. Un următorul. Nu te șeli. No, vezi că nu e atât de greu. Păi da, dar... Pa. Cine e ăsta? PewDiePie. Cred că e efect părul ăla. E român? Da. Nu cunosc. Teo, 10? Nu. Mai arată-mă. Ah, Zmenta. Da, felicitări. Vezi că de unde să cunosc? Păi am dat mai grele. N-am nicio idee de unde să știu așa ceva. Mai vrei un cerc? Da, normal. Ok. Cine? Iohannis. Bine, dai părul. Păi n-a să fie mai greu. Reghe? Cum o cheamă? Da. Nu știu cum o cheamă. Prodanca. Prodanca. Și asta altă poză era așa. A. Asta să dai seama. Vezi, nu e atât de greu. Na. Na. Am făcut aceeași persoană, oricum o să vedeți aici tot. Billy, normal. Da, felicitări. Vezi, până acum ai ghicit tot. Păi nu. De fapt, o să văd atunci pe filmare când o să fac clasamentul. Voi cine credeți că o să câștigi? Aha, ha. Când faci așa, mie mi se pare că știi cine. Delia. Nu. E englezoică, nu e americană. Mă rog, e celebritate. A jucat în filme? Toată lumea o știe, nu? Eu nu știu. Îți mai dau o poză. Mi-a dat o poză, eu nu o cunosc. Imposibil să nu o știi.
Mai rău ai făcut. Cine? Te dai bătut? Anulez sau mai încerc? Îți mai dau o... mai un hint? Nu. A, nu. Mai dă-mi. O jucat într-un serial foarte cunoscut pe Disney. Începe cu H. Miley? Da, e Miley. Păi are părul... ce-am găsit și eu pe net, da. Nu mă mai joc. Nu, asta e Rihanna. Nu, e Rihanna. Contează. Da. Felicitări, asta, asta era a doua poză. Tu nu te prea vezi, hai mai încoace sau te vezi cu mine. Ba, mă văd. Ce, asta e vulpița? Iubire, nu. E român? Nu. Nu? Nu. Zendaya? Nu. N-am nicio idee. Tot așa au jucat în... într-un serial cu litera M. Tot așa foarte cunoscut pe Disney, că nu ți-am dat foarte greu. Ce dai bătut sau îți mai dau o poză? Mai dăm o poză. N-ai cum după asta să nu-ți dai seama. Demi? Nu. Habar n-am. Cine? Am fost împreună cu un băiat foarte cunoscut care cântă melodia care îmi place mie foarte mult. Care mi-o pui în mașină de fiecare dată. Păi și eu știu cu cine a fost el. Păi zi, numele lui? De acolo cred că îți dai seama. Păi nu știu. Nu știi cu cine a fost, Justin. Te dai bătut mai mult de atât, nu pot să zic, că după aia îți dai seama din start. Dar face și, e și cântăreață, adică are și melodii. Abar n-am nicio idee. De-aia o cunoști? Aaa, păi eu nici nu știu că ea a fost împreună cu Justin. Stai liniștită. Bun, nici nu știu, stai să văd câte ți-am dat. Am dat 1, 2... Păi 10. Păi da, dar eu am făcut și pentru 4, 5... 6, 7, asta ar fi a 8-a, a 9-a Selena și asta practic ar fi ultimul. Chiar nu știi? Nu! Antonia. Da. Antonia? Da, ea-i. A, chiar? Da, vezi? Nu. Mă așteptam să fie mai... numai 7 minute! Mă așteptam să fie jumătate de oră. Păi oricum o să fie încă o parte pe TikTok care probabil o să iasă, dar nu te uita, stai, trebuie să-l ziezi de pe Messenger că își urezi tu, păi își urezi tu. Am pornesc, poți să te uiți. O să mă pun așa confortabil și o să vă zic că astăzi a fost o zi grea, am avut un examen. Totală. Ai ghicit într-un minut. Păi da, trebuia să pui și tu pozele mai aproape, nu să-i văd și un nasul și gura, că așa clar îți dai seama. Dacă îmi puneai o sprânceană sau sprâncenele, cum ți-am... Bine, la Shelly n-aveai cum să nu-l recunoști. Am încercat să faci mai grele și mai ușoare. Astăzi am avut un examen. Îmi bătea inima ca la pui. Și cam atât a fost videoclipul. Bine, că l-am încărcat ăsta. Da, am încărcat și la alt telefon ca să vedem dacă merge. Și cam atât a fost pe ziua de astăzi. Evident, sigur, nu se vede, deși zice că se vede. Vă mulțumim din suflet că ați fost aici lângă noi și ne pare rău că a fost atât de scurt, mă gândeam că o să ia mai mult timp. Videoclipul ăsta nici nu trebuie editat. Păi, numai să pun pozele. Atât. Atât. A, atât. Și să pun care cum o câștigă. Dezamăgire totală. Vă pupăm tare și vă dorim o seară și o zi minunată în funcție de perioada unde și cât vă uitați. Pupici, tață, reușesc să închid.